Vă mai propun o idee de aperitiv sărat, ruladă cu brânză de vacă. Ei bine, este foarte ușor de făcut, avem nevoie de conopidă. Conopida este înghețată, dar apoi am dezghețat-o și am dat-o la blender până se formează un piure, ceva de genul așa cum arată și în clip, apoi adăugăm puțină făină de ovăz, apoi praf de copt, o jumătate de pliculeț, pentru a face două rulade. Deci, cantitatea asta mi-a ajuns pentru două blaturi de ruladă. Și am mai adăugat semințe de in hidratate peste noapte în apă, care înlocuiește oul. V-am mai explicat și în alte rețete, este liantul perfect. Separat avem brânzica de vacă, este o parte de brânză de vacă naturală și o parte caș de vacă frământat. Dar se vede și diferența la culoare, brânza de vacă este mai albă, iar cel cea provenită din caș practic este mai gălbuie puțin, dar este tot de văcuță. Adăugăm mărar și sare și amestecăm bine-bine compoziția pentru că asta va intra în interiorul ruladei. După ce întindem bine peste foaia de ruladă, rulăm uh, cu totul și păstrăm în foaia de copt, lăsăm așa și dăm la cuptor până se coace cu totul. Vă veți da seama după ce se va rumeni puțin. Sărbători frumoase vă doresc!